Salut! Astăzi îți prezentăm un nou produs, un air mover. The Big Boy de la Santa Emma. Este un produs nou care vrem să ți-l prezentăm. Este făcut teoretic pentru uz industrial, pentru a usca mai rapid carpetele sau spațiile industriale în momentul în care le cureți. Ce avem în cutie? Avem un manual de utilizare. Așa. Și o suflată de la Santa Emma. Așa. Haideți să vă arăt cât e de mare față de cea de la Wagmaster, ca să aveți un termen de comparație. Aici avem o suflantă de 124 de W, iar aceasta este de 520 de W. Noi am avut cerere și pentru aceste tipuri de suflante. Cine își dorea, de exemplu, să curețe autocare sau suprafețe puțin mai mari, aveau nevoie de o putere mai mare de suflare și atunci am adus aceste suflante special concepute de la Santa Emma. Ce e frumos la aceste suflante, au niște roți în partea de jos pentru un transport cât mai ușor. Ele au aici un suport pe care se pun în funcție de unghiul pe care doresc să-l obții. Ai undeva la 0 grade, după care ajunge undeva la 20 de grade așa, sau se poate pune așa ca să bată în partea de sus, în funcție de ce ai nevoie. Cablu, avem un cablu de 6 metri, este foarte, foarte lung. Ce e frumos, avem un mâner ca la un trolei, care se poate trage în sus ca să putem să tragem mai ușor acest aparat după noi și să nu fie greu. Ca și greutate are undeva la 9,6 kg, deci este destul de greu ca și aparat. Principiul de bază este același. Își ia aerul din laterală și îl suflă prin partea din față. Avem 3 trepte de putere, la fel ca și la cea mai micuță, doar că la viteză maximă are undeva la 70 de metri cubi pe minut. Un volum imens de aer pentru a putea usca rapid suprafețele de textil sau, de exemplu, dacă curățați pădele ca să se ventileze foarte repede și se elimine umiditatea. Ca și design este unul foarte plăcut. Așa arată prin lateral. Este puțin mai grea, că este și foarte mare. Și cam asta ar fi în mare despre această suflantă. Pentru cei care doriți să o comandați, o găsiți pe site-ul nostru ca Santa Emma Air Mover. Dar dacă căutați pe Air Mover, automat apare în search. Este foarte puternică. Dacă aveți nevoie de mai multă putere de uscare, vă recomandăm această suflantă. Ca să vedeți exact diferența dintre cele două, le-am pregătit. Am pus acest șervețel ca să vedeți puterea de suflare la ambele air movere. O să punem aici un prelungitor. Le punem amândouă în priză. Dacă vă uitați, progresia de la trepte este complet diferită. Air mover-ul pleacă direct de la puterea maximă când comutați acest buton. La Santa Emma e făcut ca să plece viteza 1, 2, 3. Deci, practic, treptele sunt progresive în funcție de ce putere ai nevoie. Haideți să le punem pe amândouă pe viteza 1 și să vedem diferențele. Dăm drumul la prima, la cea mică. Da? Aici se poate observa puterea de suflare. De la Santa Emma. Sper să reziste șervețelul.
viteza 2. Și viteza 3 probabil că o să și zboare. Este un volum foarte, foarte mare de aer. Aici de-abia au rezistat. Cam asta ar fi în mare despre cele două suflante, în funcție de puterea de care ai nevoie. Poți să-ți comanzi de pe site-ul nostru cele două suflante. Dacă cumva ai întrebări pentru aceste produse sau dorești să le comanzi, să le găsești la noi pe site, ne găsești pe canalele noastre de YouTube, Instagram, TikTok și Facebook. Nu uita să ne lași comentarii și eventual ce dorești să vezi pe viitor de la noi. Îți mulțumim și te așteptăm în continuare alături de noi.